1000 de ouă vopsite cu foi de ceapă roșie la Mănăstirea Șag. Tradiția vopsirii celor aproximativ 1000 de ouă este una veche de cel puțin 70 de ani la Mănăstirea Timișeni-Șag, aflată la aproximativ 15 km de Timișoara. Astfel și în acest an, în Vinerea Mare, după slujbă, măicuțele, ajutate de mici voluntari, s-au adunat în bucătăria mănăstirii pentru a participa la vopsirea ouălor după o metodă tradițională cu foi de ceapă roșie. După ce au fost spălate cu grijă, ouăle au fost puse la fiert în cazane mari pe sobă alături de foile de ceapă roșie. La final, după ce au fost scoase, ouăle roșii au fost unse cu ulei pentru a le da luciu.